Da, vă aud acum prin telefon, vă aud bine. Ceea ce vreau să-l contrazic elegant pe colegul Paller de la Bacău, cu care ne știm de mult timp, este că aceste alianțe nu se fac normal. Aceste alianțe se fac doar din interese, să fie foarte clar. Deci fiecare partid politic are un interes, pentru că până la urmă munca politică și politica sunt de fapt niște factori de interese locale, județene și naționale. Da? În județul Hunedoara, PSD-ul nu a făcut nicio alianță cu nimeni, nici în localități, nici la nivel de Consiliu Județean, cum de altfel n-am făcut nici noi, Partidul Puterii Umaniste Social-Liberale. Am lăsat pe alții o alianță de dreapta cu, vedeți, vis-a-vis de Maramureș. S-a făcut alianță de dreapta PNL, PNTCD, UDMR, Forumul Germanilor, nu știu, cred că numai Asociația Alcoolicilor Anonim n-a mai fost în această alianță, deci sunt foarte, foarte mulți. Fiecare cu interesul lor. De asta nu este o alianță normală, sunt doar interese. Ceea ce vă pot spune din punctul nostru de vedere al Partidului Puterii Umaniste Social-Liberale, noi singura alianță pe care am făcut-o este cu omul. Am făcut cu omul alianță și o vom face cu oamenii alianță și la municipiu și în municipiul reședință de județ și la nivel de, și la nivel de Consiliu Județean. Pentru că interesele lor, a oamenilor, sunt cele mai importante pentru politicieni și nu interesele de grup a unor partide politice care intră în această alianță. Cel puțin așa văd eu, ca vechi om politic aceste alianțe, fie ele de stânga, de dreapta sau de multe ori împotriva curentului politic de dreapta sau de stânga. Alianța este ca alianța, dar mai devreme pe ecran aveam și un număr, 120 de primari care au fost luați de la Ciuma Roșie, ca așa se spune acum, la Partidul Național Liberal. Și atunci, asta cum s-o mai, cum oamenii pe care i-ai acuzat global, a fost acuzat inclusiv electoratul Partidului Social Democrat și acum le iei bucată cu bucată ca să-ți rezolvi jocurile electorale, le iei oameni, păi atunci, cum mai poate să spună domnul Orban? Asta e singura reacție a dânsului ca șef de partid? Nu cunosc detalii? Doamna Ana Stancu, ne știm de foarte mult timp și spun sincer ca om care a lucrat în administrație, ca subprefect, ca vicepreședinte de Consiliu Județean, ca primar. Aceste declarații că anumiți primari PSD din Ciuma Roșie vin acum la PNL sunt tot din punct de vedere a intereselor. Intereselor primarilor care trec la PNL pentru că i-am omit cu anumite proiecte și a PNL-ului care ne voie de electoratul lor. Ceea ce nu cred că se întâmplă, pentru că eu sper încă că oamenii se deșteaptă, nu că va trece un primar de la stânga la dreapta, vezi, Doamne, pleacă și electoratul. Acești oameni se decredibilizează. Ei fie sunt politicieni, dar cred că din punct de vedere al credibilității în comunitatea lor din care fac parte, se credibilizează. Fiecare față de toate partidele. Un trădător rămâne trădător și azi și mâine și poimâine. Și ar ceea ce zicea domnul premier Ludovic Orban, în care eu nu sunt PSD-ist, dar să jignești un partid că spui în spatele PSD-ului există o mafie, păi vreau să se vadă și în spatele PNL-ului și în spatele altor partide să vadă ce mafie este și acolo, să vină la DEVA să vadă ce mafie este în spatele PNL-ului. Deci să nu vorbim doar de responsabilități și atacuri la anumite partide, la anumiți oameni, pentru că nu suntem de culoarea lor. De la președintele României până la premier și până la cei care conduc anumite orașe și consilii județene, auzim doar de responsabilitate, da?
dar nu auzim din păcate de responsabilitatea lor față de cetățeni, față de oameni. Ei ar trebui să vorbească de ce nu cresc pensiile, de ce nu cresc alocațiile. Astea sunt problemele majore cu care se confruntă oamenii. Iar în orașe, de ce nu se face infrastructura? În Deva se stagnează de 4 ani de zile, nu s-a mai făcut absolut nimic. Orașul devine din ce în ce mai mizer. Și toți vorbim în campanie electorale frumos, de școli modernizate, de educație, de sănătate. Păi, o să vedem imediat să vorbim de educație și sănătate, dar să ne implicăm de la vârful României, de la președintele României până la ultimul om. O să vorbim imediat și despre această sumă uriașă transferată la bugetul de pensii potrivit.